Toată lumea are țeluri, însă unele persoane au o determinare ieșită din comun și niciun obstacol nu le poate împiedica să-și atingă obiectivele. Adeseori, mulți renunță din cauza piedicilor de pe parcurs, nu și acești nativi care nu sunt în toate cazurile cei mai muncitori sau cei mai disciplinați, dar a căror voință de fier și perseverență le vor aduce întotdeauna ceea ce și-au dorit. Iată care sunt cele mai ambițioase zodii cărora nimic nu le stă în cale. Berbec. Acești nativi sunt cunoscuți pentru atitudinea și temperamentul lor, care nu de puține ori le aduc probleme, dar sunt și un semn destul de ambițios. Sunt competitivi prin natura lor, așa că vor dori întotdeauna să fie cei mai buni. De aici vine ambiția lor. Pentru a-și atinge obiectivele, berbecii trebuie să-și folosească atitudinea și competitivitatea în avantajul lor. Berbecul este un semn de foc, iar natura pasională îl determină să devină atât de competitiv și ambițios. Taur, când un nativ din acest semn zodiacal își pune ceva în cap, e bine să nu stai în calea lui. Sunt atât de încăpățânați încât vor persevera indiferent de ce se întâmplă. Cu toate acestea, taurul nu este la fel de organizat ca alți nativi, dar nu se va opri niciodată din a încerca să-și atingă obiectivele. Din această cauză, taurul poate vedea mai multe eșecuri decât alte zodi, dar latura lui, încăpățânată, nu-l va lăsa să renunțe. Capricornul, capricornul, Tricornii sunt responsabili și organizația, așa că vor avea întotdeauna un plan pentru a-și atinge obiectivul. Cu acest plan făcut, ambiția lor va ieși la suprafață pentru a depăși orice obstacol care le este în cale. Le plac banii, pozițiile importante și nu se tem să-și atingă scopurile leul. Nu este nicio noutate că persoanele din această zodie sunt lideri născuți. În natura zodiei lor sunt persoane curajoase, nu se lasă intimidate și nu renunță până nu obțin tot ce își doresc. Nu numai că vor lupta mereu să-și atingă scopurile, dar la rândul lor plănuiesc atent fiecare pas de pe traseu, relatează adevărul.ro.